Dacă săptămâna trecută erau cozi imense la benzinăriile din toată țara, deoarece oamenii erau speriați că prețul la carburant va exploda peste noapte, acum situația s-a mai calmat. Prețul a crescut într-adevăr, dar nu cu cât se vehicula, însă deja mulți români aleg să nu mai folosească deloc mașina, preferând mersul pe jos pentru a economisi. Prețul carburanților în România a depășit în aceste zile pragul de 8 lei pe litru și atinge un nou record, arată datele analizate de Agerpres pe baza monitorului prețurilor la carburanți, aplicație lansată de Consiliul Concurenței. Nu e bine că lumea e bolnavă și ca să meargă cum atâta pe jos cum suntem, nu avem transport. Aici și mie, eu sunt locată. Cum e la Șimeni, e transport, dar prin alte sate nu este. Vorbesc de Uzniciuara, Negrești, pe partea asta, unii Cerneți în sus, nu este transport. E rău. Și ajuns să te ia unul când altul. Eu deja am pe jos. Vă spuneți că oamenii mai mult din necesitate trebuie să folosească. Da, unii pe jos, unii merge, dar pentru unii merge. Cu prețul de motorină carburanță așa nu e bine, că va fi greu. De la motorină, benzină pleacă toate, scumpe tăți aici. Și pleacă și ura, și dușmănia, și mânia. E o părere bună, dar eu fiind fac naveta 60 de kilometri, pot să stau la ocazie sau nu știu, așa am o mașină proprietate personală și mă deplasez cu ea în fiecare lună, deci nu mă deplasez fiecare zi cu ea. Când vin să iau pensia, vin la trubet, atunci se veneau pensia și mă duc la țară înapoi. Asta e. Pentru necesități. Da, pentru necesități. Se fac și aprovizionarea în același timp, pentru o lună de zile. Mulți dintre cetățeni preferă deja să ia în calcul deplasatul pe jos și folosirea mașinii doar în cazul în care este o necesitate. Totodată, alte persoane afirmă că a ajuns mai convenabil să mergi cu taxiul decât cu propria mașină. Mai tineri. Noi mai bătrâni cu probleme, mergem cu mașină. Dar dacă prețurile au explodat în ultima perioadă. Ne limităm la cât avem. Da, domnișoară, dar e o lege care guvernează piața. Cererea și oferta, asta este cuvântul hotărâtor. Ăla trebuie să stabilească prețul. Dacă oferta, nu-i prost cine cere, e prost care dă. În ultimii doi ani, pandemia a creat puternice dezechilibre între cererea și oferta de țiței și produse petroliere, iar stocurile globale de petrol se află la cele mai scăzute niveluri din ultimii 10 de ani. Semn că piața se supraîncălzește pe măsură ce economia globală își revine rapid după pandemie și marii producători de petrol refuză să majoreze producția mai rapid, după cum se arată într-o analiză.